Uite, Doamna. Te scrie tata tu, de acolo. Îl strigi. Îți iau doar așa și la sfârșit, sau? Da. Nu am la Partidul Național Liberal în care se vei.
am spus aceste lucruri pentru că nu întâmplător acest spirit, a spune, rebel de multe ori, de care dă dovadă Lia, sau nu chiar atât, sau poate nu rebel, este cuvântul potrivit, cel puțin non-conform cu anumite tipare în care se duce viața publică în Timișoara sau la nivel național, pentru că, cel puțin și din comentariile pe care le-am împreună cu Lia, dar și din acțiunile ei publice, ea are și o atitudine, sau are în atitudine ei și o dimensiune națională și trebuie să fie așa. Scuzați-mi în această introducere destul de lungă, sentimentală, pentru că avem această relație de ani de zile. Avem în acest moment o colaborare, aș spune, foarte, foarte dinamică. Dar sigur că Dorina a vorbit despre carte și mulțumesc că a acceptat invitația de a fi personalitatea care se referă la cartea în sine. Doamnelor, domnilor, dați-mi voie să vă salut. Iubița dragă, pe tine te salut în mod deosebit, pentru că i-ai dat de lucru criticul Gheorghe Jurman, care n-a putut să fie prezent și ca atare nu e singurul care vorbește despre cărți și autori. Dincolo de glumă, Jurman chiar este o autoritate în domeniul cărții. Și, dincolo de glumă, chiar vreau să vă spun niște lucruri serioase despre politic și apolitic, unul pe care îl lansează Lia astăzi, pentru că merită cu prisosință. Să fii femeie în presă nu e lucru ușor. E uneori cumplit de greu să sapi în tenebre pentru a scoate la lumină adevărul, dreptatea, verticalitatea din această lume și din noi. E, cum spuneam, cumplit de greu. Sigur, poate fi și ușor să fii femeie în mass media și dacă ne uităm la anumite emisiuni de televiziune, surata noastră postmodernă și care ne acaparează într-o calitate, e chiar facil să fii femeia în presă. Numai că Lia a ales calea dificilă în presă. Personalitatea unui ziarist și, în general, personalitatea unui om se identifică cu o imagine și, pentru mine, personalitatea ei se identifică cu vremea, poate de început, în care ea se lupta cu clanurile mafiote din Timișoara. Așa mi-o identific eu, ori de câte ori spun Lia Lucia Petric, sigur un nume cu rezonanță în Reșița, domnul președinte, aș explica de ce. Cu acea lucrătoare, văzând cartea, care reunește comentariile sale din ultimii ani, care unii dintre noi le-am citit, le vom reciti în această carte din altă perspectivă, mi-am dat seama că, de fapt, Lia a rămas o luptătoare. O luptătoare care nu se teme să poarte războaie acolo unde locurile sunt sfinte. Are în carte un capitol care se intitulează Biserica Bănățeană la răscruce de vânturi. O, ce luptă duce aici Lia cu adevărul, cu dreptatea, într-o lume, cum spuneam, a lucrurilor sfinte. Nu se teme nici de cuvinte
Lia. Țoapa. Țoapa este un comentariu care, pe care l-a publicat în 23 august 2014, zâmbesc puțin, deși nu e de râs. Și ca... De fapt, vă rog să mă lăsați să vă spun servus tuturor, fiindcă simt că sunt cu prietenii. E foarte greu la o lansare de carte ca acela care, cel puțin într-un moment al zilei respective, este subiectul întâlnirii și al întâmplării, ca autor, e foarte greu să auzi vorbindu-se despre tine și chiar despre produsul acesta, care în acest moment e această carte. Sorina a făcut o incursiune în istoria nu chiar așa îndepărtată a vieții noastre, Reșița fiind un oraș drag în care am, într-adevăr, m-am format. Familia noastră s-a mutat aici în anii 70, deci orașul adolescenței și al post-adolescenței, fiindcă și după facultate am petrecut niște ani frumoși aici. Și legătura mea cu scrisul, și Dorina mă știe de când eram elevă de liceu, s-a statornicit sau a primit niște valențe chiar la Reșița. Și am să vă fac o mărturisire foarte pe scurt, o întâmplare care pe mine m-a marcat. Eram, atunci, de fapt, m-am și mutat ca să închid explicația cu care Sorin a început. Am început liceul la 3 și m-am mutat la mate fizică. De ce? Pentru că, fiind elevă la liceu, deși eram într-o clasă reală și știți foarte bine cum erau anii aceia cu matematică și cu fizică foarte multe și făcute foarte riguros, aveam înclinația asta spre scris. Și dacă mai știți, și Dorina știe sigur, era vremea compunerilor de zeci de pagini. Dacă nu venea elevul cu temă, cu sinteză sau cu o compunere la școală de minim 20 de pagini, se numea că nu și-a făcut tema pe ziua respectivă. Și n-am avut niciodată înclinare pentru cantitate. Făceam lucrări de sinteză foarte scurte, dacă ale mele aveau încă 5-6 pagini, era enorm. Și aveam o profesoară de limba română, aș vrea să nu-i spun numele, din păcate nu mai a plecat destul de devreme de pe lumea asta, în urma unei boli care a dus-o repede dincolo și îmi pare rău pentru asta. Dar acea femeie sărăcuță nu înțelegea nimic din adolescența noastră sau din creativitatea unei adolescent, pentru că dacă mi-am citit textele după ani de zile, acele texte zise în adolescență, nu mi le-am recunoscut. Și spune mamei mele, mami, n-aș mai putea să scriu încă o dată așa, că n-ai cum să scrii, pentru că spiritul acela nu de la 16, de la 17 ani, n-ai cum să mai ai cândva. Și se ducea în cancelare mereu și spunea, iarăși a venit Petrică o lucrare de 10, așa, în scârbă spunea, abia, nici nu mai aveam loc să întreagă notele, iarăși a făcut mama ei tema. Știți bine, cei care ați cunoscut-o pe mami, că prima ei specializare a fost filologia. Eu sufeream, adolescent, rănit, plângeam, vai, Dumnezeule, eram foarte jignită. Dar unul Dumnezeu a trimis îngerașul să ating o situație în care să demonstrez cât era sărăcuța de mediocră. Și a venit vremea Olimpiadei, la Olimpiada de Literatură, am ajuns la Olimpiada de Literatură pe țară, însă aici niște prieteni foarte buni ai părinților mei, care cred că chiar știu povestea, familia Fiano și Tari, care e prieteni buni cu părinții mei. Și am ajuns la Olimpiada de Literatură pe țară, s-a ținut la Timișoara, am întârziat, tatăl meu m-a dus prin zăpadă, prin frig, am ajuns ultima, am primit banca cea mai din față, s-a dat tema de creativitate și s-a dat și un subiect teoretic din Eminescu, că și acum se dă din Eminescu. Și toți în spatele meu scriau, tremurau băncile, pixurile, stilourile, toată lumea era în agitație interactivă și eu mă uitam pe geam cu minge. O oră jumate nu am scris nimic și mă întrebam, Doamne, cât se deștept ăștia din spate, cât de inteligent, ce scriu ei? Ce scriu ei, Dumnezeule, atât de mult și eu, de ce nu știu să scriu? Doamne, ajută-mă să scriu și eu ceva. Și am început după o oră jumate să scriu și am scris la subiectul de creativitate doar o filă jumate din aia format a 4. Și după câteva zile a venit rezultatul, trec peste detalii și rezultatul a fost că am luat locul întâi la literatură pe țară. Și în clipa aia s-a strânit în mine ce a spus Sorin, rebelul, adolescentul.
M-am dus în clasă, am întârziat intențional la ora. Profesorul a zis, Petric, te dau afară. Poc, am plictit cu ușa, a sărit maltău. A venit directora acasă la părinți, cei cu Lia. Plec, mă mut la matematică, fizică, nu mai stau de ce. Fică nu mă mai pot uita în ochii profesoare de limba română. Nu mă mai pot uita. M-a jignit, m-a umilit în spate la olimpiadă. Bineînțeles că știți că nu puteau să fie părinții cu tine. Am încheiat povestea și așa am ajuns după aceea să încheie la mate fizică. Deci legăturile mele cu scrisul erau aici. Pe urmă am scris ca studentă la forum studențesc. În dosarul de urmărire de securitate al tatălui meu, am scos de la CNSAS cam 10.000 de pagini, am găsit un crâmpe în care eu eram infiltrată. Eram fiica disidentului infiltrată la forum studențesc, unde îmi scriam singură textele, nimeni le scria mama mea. Și bine, au trecut foarte repede ani, au venit revoluția, fac ce fac de 25 de ani și Mark Twain spunea, dacă nu citești ziarele, ești neinformat. Dacă le citești, s-ar putea să fii dezinformat. Eu aș vrea să sparg bariera aceasta și să nu cred că dacă le citiți, o să fiți oameni de persoane dezinformate. Ăsta este motivul pentru care în astea șaptea carte a mea și e o cifră care pare interesantă în știința numerologiei. Și mulțumesc lui Sorin că m-a invitat și mi-a creat cadrul să o lansez și la Reșița. Am făcut o selecție a unor texte scrise într-adevăr în ultimii 4 ani. N-am nicio vină că articole gen Țoapa sau altele par a fi scrise ieri sau acum o săptămână, două, ele scrise acum 2 ani, 3 ani, 4 ani. Iar ceea ce am scris despre Sorin și vă rog să mă credeți că nu vreau să-i fac niciun fel de construcție, nu are nevoie de imagine în ochii voștri, că cunoașteți. În 2012 am scris un text care a fost foarte bine primit și care se numește și în carte Sorin Frunză Verde, seism și nu traseism. Făcând, bineînțeles, referire la acuzațiile care se aduc celor care se plimbă în mai multe locuri. Pentru că e una să rupi fundamental un loc în care nu te mai regăsești, să te îndepărtezi de niște oameni cu care nu mai vrei să te identifici și să schimbi lucrurile, să le schimbi așa cum regele Mihai adesea spune în interviurile pe care le dă. Dacă vrei să schimbi lumea, schimbă întâi țara ta. Dacă vrei să schimbi țara ta, schimbă întâi orașul tău. Dacă vrei să schimbi orașul tău, schimbă întâi familia ta. Și dacă vrei să schimbi familia ta, te schimbi pe tine însuți. Și realmente și neipocrit cred în aceste mari schimbări și dacă există în parcursul lecturilor noastre legate de texte pe care autori pe care le respect, jurnaliști care au rămas Constanță București, cum este Cristian Tudor Popescu pe care îl admir și cu care am o relație foarte bună și comunicăm, care rămâne inegalabil într-un loc foarte critic mereu și a ales această poziție de a fi critic, scrie cărți, face comentarii, are întotdeauna ceva nou și original de spus. Nu este adevărat că dacă cineva schimbă un loc sau un lucru, este el susceptibil de a fi schimbător. Pentru că ne-au dat romanii o lecție mare prin vocea lui Cezar. Și ce a spus Cezar în fața romanilor, a preluat Nicolae Iorga și a spus-o în Parlamentul României în vremurile apuse. Numai bunul schimbă ideile, au spus ei. De ce avem voie să ne schimbăm ideile? Dacă le exprimăm cu argument, nu este adevărat că suntem cameleonici, dar aceste lucruri, aceste schimbări de idei, nu cred că pot fi foarte des. Cred că cine le schimbă foarte des are o problemă. Dorina spunea despre partea a doua a cărții mele în zona, să zicem, a politicului, de fapt cu o flexibilitate și cu o fluiditate a frontierelor foarte, foarte ușor de ghicit. Am atins un subiect care este foarte delicat zilele noastre și mi-l asum. Corupția din Biserica Ortodoxă. Această ipocrizie pe care ne-o ascundem după zâmbete și după felul în care sărutăm mâinile unor personaje din lumea ierarhică, eu mi-asum asta ca cineva dintr-o familie cu 7 generații de preoți în spate, cu bunic preot, cu străbunic preot, cu străstrăbunic preot, pentru că eu cred că Iisus ne obligă să căutăm adevărul, nu să-l ascundem. El, fie că e în politică, fie că e în biserică, fie că e lumea media, lumea mediatică, de care fac parte și alături de colegii mei,
avem obligația să urmărim mereu adevărul. De asta am făcut această carte. Îi mulțumesc foarte mult în lipsă lui Ștefan Popa Popas, că a făcut ilustrația, mi-a făcut niște caricaturi foarte sugestive. Sorin chiar zicea că nu are grafica de să-ți fac rost de desen de la Sorin, de la Popas. Și vă mulțumesc din suflet că sunteți aici. Despre carte nu vreau să mai vorbesc, încă vreau să o citiți. Și o carte nu se povestește. Repet, ea este o sumă a unor idei pe care eu așa le-am considerat. Sigur, când spun eu și subliniez, este vorba de exprimarea firească a subiectivismului pe care toți îl avem.